Salutări, dragi prieteni! Astăzi iarăși filmăm și astăzi vreau să vă prezint această păpușă BMW X5 în caroseria F15, care peste 10-15 minute o mân proprietari, așa că repijor facem cunoștință cu ceea ce am făcut noi la solicitarea proprietarii acestei mici bijuterii. Urmărire plăcută, cui este interesant, privește, cui nu este interesant, eu vă spun pa-pa, o zi bună și treceți mai departe. De la voi așteptăm like-uri, comentarii, distribuiri, desigur că încurajări, desigur că să vă spuneți părerea voastră, să vă expuneți. Noi suntem ochi și urechi la tot ceea ce comentați voi. Eu vă mulțumesc, vizionare plăcută! Deci această bijuterie a venit la noi câteva zile în urmă pentru ca să-i dăm un piculeț de accent pe praguri care au fost încliate în M-Performance cu logo M-Performance. După asta, cel mai multe restilizări au fost făcute la interior. Deci, în primul rând, a fost retapitat volanul în alcantară originală, la fel cum este și alcantara de pe scaune, cu deja caracteristic pentru modelele M dungă roșie. După asta au fost personalizate și restilizate toate chestiunile astea, trumurile de pe ușă, care erau din aluminiu, care erau distruse de ceva timp, dar noi le-am făcut într-un carbon foarte frumos polișat până la cele mai mici detalii, până la ideal. Tot acest set a fost restilizat la dorința proprietarii. Am făcut covorașă din astea groase pentru un confort sporit, cu margină roșie, cu logo-ul M. La fel au fost schimbate centurile de siguranță ca să deie un piculeț de sportivitate, de accent în interiorul acesta negru. Au fost înlocuite pe astea roșii. Înainte de asta, proprietara acestui automobil a vrut ceva schimbări minore. De undeva de pe internet a dat comandă de un set de covoraș. Acum vă prezint în câteva momente. Acesta este setul de covorașă care vine de pe internet, proprietarii, care nu are nimic în comun cu culoarea din interior și nu are nimic comun cu designul de pe interior. Și noi când l-am văzut, am spus că putem să-l înlocuim. Și l-am înlocuit cu ceva mult mai bun, mult mai frumos, după părerea mea. După asta mașina a plecat la băieții de la Dizilioc, unde a fost ridicat cai puterii. În scurt timp veți vedea tot procesul care l-am filmat la băieții de la Dizilioc. Iată, acesta este graficul. La moment automobilul are 269,4 cai puterii. Vreau să vă spun că eu personal le-am simțit emoțiile care le dă automobilul după ce a fost chipuit, vă le prezint imediat în video. Ребята, eu sunt în vizită la Dizilioc, la Radu. Noi astăzi facem chip tuning la un BMW X5 F15 din 218 stocul. Cât acum arată din stand-ul? Stocul arată 215. Acum prima versie de soft la stage 1 arată 265, dar nu îmi trebuie undeva vreo 266-270, dar cred că la 270 nu o să ieșim. Eca, asta e grafica. Eca, asta e pistoc. Pistoc 215 arată deodată, acum. Și 264 versiunea asta, dar mai încercăm să mai facem vreo două. Da, să-i dăm un gaz. Eu prima dată e martor la... Stai în Samariu, da? Da. Și am pornit. Deci noi suntem între 6 viteze. De la 1.5 turații apăsăm accelerația până
lucru 5.000, pentru că la 5.000 deja aș pierde puterea, nu mai are nevoie de atâta timp. Deci la 1.500 ne pornim. Sună tu ca în avion. Cât? 267,5, dar 268 de cai. Noi încercăm, poate scoatem 270. La mine asta e prima experiență. Nini strașnic tare, dar a zis că strașnic trebuie să-ți fie de la 1.500 de cai în sus. Radu zis că e puțin 268 de cai, el am ajuns să-i facă 270. Numai pe din ostent mașina merge 200 de km la oră. Deci, din păcate, mai mult de 267 nu o să reușim să scoatem. Eu cred că și 267 pentru motorul de 4 cilindri e super. E destul de bun. Da, eu cred că la drumul sunt foarte bine. Cu atât mai mult că mașina aparține unei domnișoare și unei doamne. Că vedem în spate scaunul pentru copil, așa că cred că e ajunge 267 de cai. Să mai încercăm o dată. Mai încercăm o dată? Mai încercăm o dată. Hai că ne-a plăcut. Să mai dăm o dată. Pe voi v-am salutat și dacă aveți nevoie de câțiva căluți în plus, vineți la Radu. Radu știi unde își șede tabonul cu căluți, liber ca să vă ideie și să vă bage acolo sub capota voastră. Pa, pa! A treia încercare, Radu e foarte, foarte, foarte încăpățânat și totuși vrea încă 2 cai în plus. Ascultați și gălăjii fașii din ostendul. Parcă e avion! Eu cred că merită să dai 40 de euro, să vii la Radu și să vezi, simți tot asta, să auzi tot asta și să știi câți cai are mașina ta. 40 de euro, tu ai încurcat pentru verificare, pentru ce păi, nu, păi pentru ca să bagi mașina pe din ostent, 40. Și? Uite, ești nou, 270 de cai și 524 de newton. Când în stoc erau 450. Tot și deci, căpățânarea ta? Da, eu cred că dacă o leacă să o mai încălzim, azi cifre 270 de cai. Dar lăsăm asta pentru o revizie ulterioară, care peste vreo jumătate de an sunt poate de făcut. Mai aducem la cunoștință o leac starea la turbină și eu cred că o să fie de cai. 270 de cai. Ceau! Яка ще єси машиніка DP90M, după ще Раду його făcut schimbare de soft, nu știu ce i-a făcut, dar i-a făcut 270 de căluți. Deja acum mă urc la volan și să văd care a fost schimbarea. Eu singur sunt curios, pentru că urmează și maluca mea să fie adusă la Radu la dizeloc. O, salutare, băieți! Ce pot să vă spun, dragii mei, pentru prima oară în viață? Conduc acum un automobil cipuit. Un automobil care a trecut prin mâinile bravilor meșteri care fac ceva cu motoarele, fac ceva cu sistemele, cu nu mai știu eu ce.
Ce ce ține de partea tehnică, eu sunt zero, mă repet la chestia asta, că nu mă pricep, dar mă pricep foarte bine la faptul ce emoții poate da automobilul. Deci eu l-am adus la băieți, la dezilocum.media, eu știu cum mașina reacționa la atingerea acceleratorului și acum am luat-o și mă duc înapoi. Adică eu foarte bine sunt, ceea ce automobilul dă după chipuire. Și vreau să vă spun că diferența este, și diferența nu este atât la nivel psihologic, că mă gândeam, pentru că eu sunt un piculeț cam sceptic la toate chestiile astea. Nu sunt doar niște chestiuni de psihică, dar într-adevăr mașina este mult mai vioaie, mașina parcă mai bine răsuflă. Bine, cel mai bine eu cred că s-ar simți diferența la traseu, diferența cred că pe autobam, dar în regim de oraș, acești căluți care i-au adăugat Radu și acest cuplu la motor este suficient. Cu atât mai mult, oh, super, ai, ai, ai. E foarte minunat, foarte minunat. Deci mașina parcă nu are 25 litri sub capote, 4 cilindri diesel, dar parcă are, nu știu, vreo 300 și Radu i-a adăugat acum la moment are 270 de cai, pare mi se. Trebuie să mă uit pe grafic. Eu mâine am să revin cu detalii, cu lucrările care le-am făcut. O să studiem și graficul care mi l-a dat Radu, pentru că Radu scos la imprimant rezultatele, așa că pe curând eu mai primesc un piculeț de plăcere, după asta o duc la spălătorie și mâine mașina va fi în mâna proprietarii. Până mâine, în cazul vostru, în câteva clipi. Pa, pa! La toți cei care ați ajuns până la momentele acestea în video, eu vă mulțumesc și mă închin în fața voastră pentru răbdare și pentru interesul care îl prezentați în videourile noastre, pentru lucrările noastre. Aștept de la voi cu mare nerăbdare părerile voastre, poate sugestiile voastre, pentru că pe viitor să știu ce să propun unuia sau altuia proprietar. Așa că eu vă mulțumesc, eu vă doresc la toți o zi bună, cu încredere vă spun că vă așteptăm în ospiție pentru o vorbă bună, pentru un ceai, pentru o cafea, pentru o gură de apă, pentru mână caldă și de ce nu, poate aveți nevoie ca păpușile voastre pe patru roți să arate mai bine. Noi, cu ce putem, o să vă ajutăm, o să vă sfătuim și o să vă transformăm dorințele voastre în realitate. Eu v-am salutat, vă mulțumesc foarte mult, aștept de la voi like-uri, distribuiri și, desigur, comentarii. Pa, pa! Eu pun centura și mă duc să-mi mânez păpușa asta proprietarii. Ciao!